Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la mănăstirea Sfântul Nicolae și Sfântul Bretanion din localitatea 23 August, județul Constanța. Ierarhul le-a vorbit celor prezenți despre importanța mărturisirii păcatelor. Astăzi ne-a dus o pagină a Sfintei Evangheliei atât de duioasă. Mântuitorul intră într-o sinagogă, ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Dar cuvântul lui Dumnezeu trebuia împlinit. Și iată, el împlinește cuvântul lui Dumnezeu văzând o femeie gârbovă care nu putea nicicum să-și ridice capul și ochii să privească cerul, norii, luna, stelele. Nici împrejur nu putea să privească decât jos. Și știa Mântuitorul că această femeie era legată de Satana. De aceea îi spune, fiică, ești deslegată de neputința ta. Și îndată s-a ridicat și a stat dreaptă. Și iată, acest lucru ne spune nouă tuturor. Dacă nu suntem gârboviți cu trupul, noi suntem gârboviți cu sufletul. Pentru că sufletul nostru este împovărat de multe păcate. De aceea se cuvine să venim în fiecare duminică și sărbătoare și ori de câte ori ne stăm putință să venim la Sfânta Biserică, aici este Mântuitorul care ne vindecă neputințele noastre. Mănăstirea cu hramurile Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Ierarh Nicolae și Sfântul Bretanion este construită între lacul Tatlagiac și Marea Neagră pe teritoriul localității 23 August. Așezământul monahal a fost înființat în anul 2003.